Păi, în primul rând, cred că dacă ești cumpărător, în primul rând se începe de la cum vorbești cu agentul imobiliar pe care îl suni pentru acea proprietate. După aceea ai grijă când te duci la vizionare. Te duci singur, te duci cu familia, dacă te duci cu familia e mai complicat, trebuie să ai grijă, trebuie să instruiești înainte ce să spună, ce să nu spună. Și trebuie să ai, dacă se poate, poker face, chiar dacă te duci singur, să nu exprimi nimic în cadrul proprietății, ci doar să observi. După aceea trebuie să vezi când revii, când revii cu ofertarea pentru respectiva proprietate. Revii imediat la agent sau revii după o zi sau după două. Apoi, sigur, în cursul negocierilor trebuie să vezi cum pui problema. Probabil că e foarte bine, te ajută dacă ai și proprietăți alternative, dacă ai concurență. De ce aș veni să cumpăr de la tine? Pentru că mai urmărești și proprietatea Y și proprietatea Z, care ar putea avea anumite avantaje competitive. Deci sunt diverse tehnici, însă astea nu sunt la îndemâna oricărui om. Cel mai bine este ca cineva, o parte într-o tranzacție imobiliară, că e vânzător sau e cumpărător, să fie reprezentat de către altcineva. Pentru că numai așa poți să nu te trădezi și poți să duci lucrurile fără emoție. Altfel, dacă ești cumpărător, poate ți-e frică că pierzi proprietatea, depinde cum pui problema. Dacă ești vânzător, poate ți-e frică că pierzi clientul. Și nu ai aceeași libertate de mișcare pe care o are un reprezentant. Cel mai bine e să o vânzi sau să cumperi fiind reprezentat de către un consultant imobiliar cu experiență în negocieri.